Bun găsit, dragi prieteni! Ne aflăm la Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti, alături de doamna conferențiar universitar dr. Paula Popoiu, managerul Muzeului Național al satului Dimitrie Gusti, căreia îi mulțumesc pentru că a acceptat să ne primească aici într-un cadru special și într-o perioadă specială. Sigur, în primul rând, e o zi cu totul și cu totul special astăzi la Muzeul Satului. De primit, evident că vă primeam în orice zi, că aici nu e cu primire, ci este cu iubire mai mult. Da. Este un loc foarte special și, așa cum bine a spus, într-o zi de 10 mai în care se îngemânează mai multe evenimente la Muzeul Satului. În primul rând, e ziua muzeului, pentru că împlinim 87 de ani. Deci, în 1936, pe 10 mai, aici era Dimitrie Gusti, era toată floarea culturii românești, a politicii de asemenea, era regele Carol al II-lea, patriarhul de atunci Miron Cristea și tot ce însemna, de fapt, protipendada societății bucureștene. Se deschidea muzeul pe 10 mai. Până în 1989 n-am avut voie să serbăm 10 mai. Da. Pentru că era și ziua regalității. Da. Și de aceea noi începem pe 10 mai și terminăm pe 17 mai, când muzeul s-a deschis pentru public, de fapt. Atunci, astăzi, trebuie să spunem că avem ziua regalității, avem de asemenea ziua în care s-a semnat declarația de independență de către regele Carol I și, în sfârșit, Muzeul Satului face legătura între aceste evenimente prin faptul că păstrează aici, în incinta sa, case care la vremea aceea erau funcționale. Da. Deci, practic, avem aici un fel de fresca timpului, în care n-aș putea spune că timpul s-a oprit în loc, pentru că, din contră, muzeul este tot timpul viu. Este un muzeu dinamic, este un muzeu foarte vizitat, și pentru că avem 900.000 de vizitatori, avem și obligația să facem pentru ei tot felul de acțiuni. Și acțiuni care înseamnă o plajă largă de adresabilitate și acțiuni care înseamnă că trebuie să au în considerare și copiii, și părinții, și bunicii. Trebuie să iau în considerare tot felul de categorii profesionale. Și în ultima vreme am atras către muzeu o categorie profesională care venea la muzeu, dar așa mai cu reticență. E vorba de artiștii plastici. Eu am preluat muzeu în 2005 și mi-am propus să atrag la muzeu. De atunci facem expoziții și de artă plastică. Facem manuala de artă religioasă, facem salonul de artă contemporană, facem expoziții de autor. Deci am reușit noi să aducem către muzeu această categorie mai sofisticată de public, pentru că e un muzeu de etnologie, deci așa la prima vedere. Aici e mai mult decât un muzeu și mai mult decât un muzeu de etnologie. Da, aveți vizitatori din toate vârstele și din toate țările. Din toate țările. Spuneți că luni, spre exemplu, atunci când am așteptat să fie mai puțin vizitatori, din potrivă sunt foarte mulți pentru că vin din diferite țări să ne viziteze. Muzeul nostru e singurul muzeu deschis lunea, că, în mod normal, muzeele luni și marți sunt închise. Noi l-am lăsat deschis, am vrut să le închidem la un moment dat și noi lunea, așa, să mai ne odihnim casele. Adevărat. Dar n-am putut pentru că a fost această cerință a turiștilor străini. Deci lunea, practic, e plin de turiști străini. Se pot auzi toate limbile posibile aici în Osasă. La sfârșitul anului trecut, pe 1 decembrie, a fost introdusă în patrimoniul UNESCO acea cămașă cu altiță, IA, așa cum o numim noi sudiștii, ca element de identitate culturală în România și în Republica Moldova. Este un eveniment deosebit pe care îl sărbătorește și Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti. Sigur, chiar cineva a remarcat astăzi la vernisajul expoziției Cămașa cu altiță că este prima expoziție mai cuprinzătoare, mai mare, de după declararea cămășii cu altiță Patrimoniul Mondial UNESCO. Așa cum am spus, noi ne-am propus în această săptămână să deschidem 4 expoziții. Deci am început cu cămașa cu altiță. În primul rând, pentru că noi avem una dintre cele mai mari colecții de costum din țară. Avem cam 15.000 de obiecte în colecția de port popular.
printre aceste 15.000 de obiecte avem un costum care se pare că a aparținut reginei Maria, aproape cu certitudine. Un adevărat tezaur. Un tezaur, într-adevăr. Și atunci am vrut să arătăm, pe de o parte, această colecție extrem de valoroasă, dar în contextul în care un element de cultură tradițională ne reprezintă pe Mapamond. Și acest element tradițional, de cultură tradițională, nu este altceva decât cămașa ieșită din mâinile femeii de la țară. Adică acea femeie care trudea foarte mult, care își avea copii pe lângă ea, care avea grijă de animale, avea grijă de casă, avea... dar noaptea cosea și țesea și din mâinile ei a ieșit această cămașă cu altiță care este de un rafinament cu totul și cu totul special. Nu vă gândiți că este ce vedem noi la televizor pe unii cântăreți de muzică populară, nu? Este un rafinament cromatic și toate simbolurile pe care poate le mai știm noi etnologii sunt în decorul acestei cămăși. Și avem posibilitatea să vedem cu adevărat cum arată aceste opere de artă aici la muzeu? Sigur, în momentul ăsta expoziția este deschisă, se poate vizita până în luna iunie expoziția Cămașa cu altiță. Avem cam 100 de elemente, deci nu numai cămăși, dar și marame și costumul întreg. Deci sunt cam 100 de asemenea elemente pe care le-am scos din colecții. Sunt cămăși pe care le păstrăm cu grijă în zona de tezaur a colecțiilor, adică le scoatem foarte rar în expoziții. Așa că acum este momentul să fie văzute. Aici vă adresați unei categorii, nu unei singure categorii de vizitatori, vin părinți, copii, sunt o grămadă de vizitatori. Săptămâna aceasta cu zilele Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti este în intervalul 10-17 mai. Dar v-aș întreba dacă după această perioadă, pentru că eu am 3 copii, spre exemplu, și aș vrea să vin la Muzeul Național al Satului. Evident că acțiunile muzeului nu sunt limitate doar la 7 zile când sărbătorim Muzeul Satului. Oricine vă poate spune că aici, în orice moment al zilei sau în orice moment al săptămânii vii, ai să găsești ceva de făcut. Fie sunt ateliere pentru copii, mai ales la sfârșit de săptămână, fie avem târgul cu produse tradiționale sau avem meșteri care fac demonstrații sau avem expoziții deschise. Evident, muzeul însuși este o expoziție până la urmă cu case deschise, dar este clar că oricine vine și, cum spuneam, în orice moment, poate să găsească ceva la Muzeul Satului. Și chiar aveam câțiva prieteni care exact asta mi-au spus: la voi, la muzeu, este extraordinar, pentru că de câte ori venim, fie întâlnim un meșter popular, fie un cântăreț de muzică populară, unii chiar pe care îi cunoaștem, fie să știți că noi nu ne oprim la muzică populară, dăm și concerte, cum am avut și astăzi, concert de vioară. Deci se pot întâlni aici tot felul de oameni, de artiști. Cei care vin la muzeu, așa cum bine a spus, n-au cum să se plictisească, pentru că tot timpul există noutăți. Și o mare noutate a Muzeului Satului este și faptul că avem o parte nouă a muzeului. Deci muzeul este mai mare decât în 2005, când l-am preluat, cu 3 hectare și jumătate. Deci am reușit acest record, a zice eu, pentru că e greu să te mai dezvolți aici înconjurat de parcul Ferăstrău, cu șoseaua Chiselev, cu Arcul de Triumf, deci foarte greu te extinzi. Dar atunci am reușit pe aceste 3 hectare și jumătate să aducem vreo 30 de monumente pe care le-am adus din sat, le-am salvat, ceea ce este formidabil. Mulțumesc foarte mult pentru toată această discuție interesantă. Așadar, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti vă așteaptă pe toți vizitatorii în intervalul 10-17 mai și nu numai.